sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Neculai Iftimie, ales în circumscripția electorală numărul 29 Neamț pe listele PSD. Se află la primul mandat de deputat. Înainte să ajungă în Parlament, Neculai Iftimie a fost colonel în poliție. La fel ca mulți alți politicieni, Iftimie nu a fost foarte activ de la preluarea mandatului până acum. Datele oficiale de pe Camera Deputaților arată în felul următor. 14 luări de cuvânt, 13 declarații politice, 26 de întrebări și interpelări, o moțiune și 68 de propuneri inițiate. Deși pe site-ul Camerei Deputaților apar 14 luări de cuvânt, deputatul PSD a vorbit în plen doar 34 de secunde atunci când a depus jurământul. Jur credință patriei mele România, jur să respect Constituția și legile țării. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Restul declarațiilor, întrebărilor și interpelărilor au fost înscris. A avut curiozități despre vânătoarea în Delta Dunării, vânzarea pământului românesc, dezvoltarea rurală sau ridicarea mașinilor. Neculai Iftimie a avut 1787 de voturi. Prezența sa la votul electronic a fost de 70%. Pentru munca prestată în acest mandat, deputatul PSD Neamț este plătit cu 10.003 lei pe lună. Acum că am văzut cât a vorbit și câte declarații politice a avut, este momentul să aflăm care sunt punctele sale tari. Este fidel partidului din care face parte și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele. Nicio luare de cuvânt, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă, număr redus de declarații politice, activitate politică zero pe rețelele de socializare, prezență în spațiul public și comunitate aproape inexistentă. Pentru munca depusă de la începutul mandatului din decembrie 2016 și până acum îi acordăm nota 5 deputatului PSD Neamț, Neculai Iftimie.